sănătatea și viitorul bucureștenilor prioritare pentru candidatul Alianței Pro București 2020 la primăria capitalei, Ioan Sârbu. Îmi doresc să fac un București sănătos, un București frumos, un București în care să trăim cu drag, un București în care să ne creștem copiii cu drag, un București în care să ne simțim bine. Înainte de a intra în platoul emisiunii Miezul Problemei, Ioan Sârbu ne-a împărtășit care vor fi principalele măsuri, obiective și direcții de dezvoltare. Medic fiind, am exercițiu în acest domeniu și îmi doresc să ajut populația să traversăm prin această pandemie fără pierderi medicale. Mă gândesc la proiecte mari care să dea sens capitalei, care să o dezvolte și există aceste oportunități, fonduri europene. Fostul director al Spitalului Militar Central precizează că Bucureștiul are nevoie de un primar pentru oameni, receptiv la problemele lor. Ioan Sârbu își propune să redea viață Bucureștiului pentru a redeveni ceea ce a fost cândva, adică micul Paris.